Pronumele interrogativ și adjectivul pronominal interrogativ. Pronumele interrogativ ține locul unui substantiv așteptat ca răspuns la o întrebare. Spre exemplu, cine a venit? Cine ține locul substantivului așteptat ca răspuns la întrebare? Prieten. Prietenul meu a venit. Formele pronumelui interrogativ sunt care, cine, ce, cât. Pot deveni adjective pronominale interrogative care, ce, cât. Formele pronumelui și ale adjectivului interrogativ, într-o formă sintetizată, avem pentru cazurile nominativ-acuzativ, masculin, singular și respectiv plural, formele care, cine, cât, câți, care. Pentru feminin singular și plural, care, cine, câtă, care, câte. Iar pentru cazurile genitiv-dativ, masculin, singular și plural, cărui, căruia, cui, al câtelea, căror, cărora, câtor, câtora, iar pentru feminin, cărei, căreia, cui, a câta, cărora, câtora. Pronumele interrogativ ce este invariabil și pronumele interrogativ apare doar în propoziții interrogative, a căror punctuație este evident semnul întrebării. Cazuri și funcții sintactice ale pronumelui interrogativ. În cazul nominativ, poate fi subiect, în exemplu, cine a intrat. Iată aici, cine, nu? Ține locul unui substantiv. Colegul meu a intrat. Cine colegul? Ar fi fost subiect. Nume predicativ. Cine au fost elevii premianți? Iată, aceștia au fost elevii premiați. Elevii ar fi fost, este subiect și aceștia nume predicativ, iar cine ține locul cuvântului aceștia. Acuzativ, complement direct. Pe cine ai întâlnit? Observați totodată acest pronume interrogativ cu funcție de complement direct. Este chiar întrebarea, una din întrebările complementului direct. Pe cine? Complement prepozițional. Despre ce ați scris în raport? Nume predicativ. Din ce era materialul? Circumstanțial de loc. Spre ce te-ai îndreptat? Circumstanțial de timp. După cine ai ajuns? Circumstanțial de mod. Precum cine s-a comportat? Iar în cazul dativ, complement indirect, chiar întrebarea dativului, cui i-ai dat pachetele? În genitiv, atribut pronominal genitival, al cui joc ți-a plăcut? Observați, precedat de articol genitival al. Adjectivul pronominal interrogativ. Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele interrogativ devine adjectiv pronominal interrogativ, îndeplinind funcția sintactică de atribut adjectival. Ce culoare preferi? Iată, pronumele interrogativ ce, în această situație, a devenit adjectiv pronominal interrogativ, deoarece însoțește substantivul culoare cu care se acordă în gen, număr și caz, respectiv feminin, singular, acuzativ. Posibilități combinatorii ale pronumelui și adjectivului pronominal interrogativ. Pronumele interrogativ se poate combina în propoziție cu alte cuvinte, fiind centru sau adjunct al grupului de cuvinte. Când este centru sau regent al unui grup de cuvinte, iată, care dintre ei e mai bun? Are determinanți, spre exemplu, atributul pronominal dintre ei. Când este adjunct într-un grup de cuvinte, determină un alt cuvânt. Al cui copil ești tu? Iată aici, al cui determină substantivul copil, dar atenție, nu se acordă în gen, număr și caz cu copil. Dimpotrivă, aici, al cui este un pronume interrogativ în cazul genitiv cu funcție sintactică de atribut pronominal genitival. Adjectivul pronominal interrogativ este adjunct sau subordonat într-un grup de cuvinte, întotdeauna este adjunct, spre exemplu, ce oameni ar face așa ceva? Iată ce determină substantivul oameni cu care se acordă în gen, număr și caz.